pe GoPro, așa mă văd în momentul ăsta pe e-camera, în 4K. Ambele au câte un LED frontal și pot să văd la GoPro care registrează cu un LED roșu și LED-ul de pe față de aici pe roz. Așadar, așa mă văd pe GoPro Hero 5 Black în 4K la 25 de frame-uri pe secundă. Cam ăsta e și sunetul pe care îl capeți de pe cameră și cam așa mă vezi și mă auzi de pe camera de la i4K. Eu nu cred că se aude rău și nu se vede rău, cel puțin în teorie.